aș dori ca viața mea să fie Pus la slujba ta prin tot ceea ce fac Să ascult chemarea ta divină Să urmez în totul voia ta Haideți să cântăm împreună, sunt aici

dacă tot s-a vorbit de unitate, o să încercăm să cântăm o cântare în engleză ca să se simtă de acasă și frații noștri care vin din alte părți. O știți și dumneavoastră, dacă nu știți, nicio problemă că învățăm în dimineața asta. E o cântare care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, cum ne-a atins pe fiecare dintre noi. Și dragostea lui Dumnezeu ne molipsește și pe noi, nu-i așa să atingem și pe ceilalți care sunt căzuți și să-i căutăm. poate porni și microfonul ăsta, te rog, mersi. Ne bucurăm de asemenea să avem pe fratele Hannes Wisman, directorul Weekly Europa, împreună cu noi. Noi vom avea bucuria să-l avem toată săptămâna care urmează, împreună cu echipa dumnealor din Europa, la Oradea, pentru un timp de discuții și planificare pentru anul viitor. Dumnezeu să binecuvinteze și ne bucurăm că este împreună cu noi. De asemenea, am rugat pe prietenul meu, Valentin Hrihoriciuc, să ne ajute cu traducerea. Domnul să binecuvinteze și cuvântul care urmează. Well, good morning, brothers and sisters. Bună dimineața, frați și surori! I don't know if it's still morning. Nu știu dacă încă mai este dimineață. Dar mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Great joy and privilege. E o mare bucurie și un mare privilegiu pentru mine. This is my third time in Romania, este a treia oară când sunt în România. And each time it feels more like coming home. Și de fiecare dată, cu cât vin mai mult în România, mă simt mai mult ca acasă. Because there is more and more people I know. Pentru că întâlnesc tot mai mulți oameni pe care îi cunosc deja. And you are really very hospita hospitable people. Și dumneavoastră sunteți niște oameni foarte ospitalieri at least to a Swiss you are. Sau cel puțin cu uh, elvețieni. And as, as Ruben just shared, așa cum am spus în dimineața aceasta fratele Ruben, uh, next week my team will meet in Oradea. Săptămâna următoare echipa împreună cu echipa voi fi la Oradea. And I wanted us to meet in Romania. Și am fi interesat să întâlnim în România because what I see is happening in Romania and how you contribute to the worldwide mission movement is really encouraging. Pentru că ce se întâmplă aici în România, mișcările care se întâmplă aici este foarte încurajator pentru lucrarea misionară. So I'm sorry, translator, this is spontaneous. I want to read Uh, this. e ceva 1, 3, spontan. Am, am vrea să deschidem în Filipeni, capitolul 1, from 1, Philippians 1. It just came to mind. It's so fitting because it expresses mi au venit în minte aceste versete și aș vrea să mă folosesc de ele pentru că este ceea ce vreau să spun în continuare. So Philippians 1, 3 -5, Paul says, În Filipeni capitolul 1 de la versetul 3 la versetul 5, apostolul Pavel spune:

Și aceasta este esența subiectului nostru din dimineața aceasta. Vom continua și vom vorbi despre parteneriat. Now Nu știu dacă fratele Ruben este o excepție de la regulă sau dacă el este ca oricare român. Vă rog să îmi spuneți ceva mai târziu lucrul acesta. But what I really appreciate with Ruben is his concern, his passion for partnership. Dar cea precis la fratele Ruben este pasiunea aceasta, interesul acesta pentru parteneriate. You see it even here. Vedeți chiar aici în fața dumneavoastră. And many people talk about partnership, of course. Mulți oameni vorbesc despre parteneriat, desigur. It's a popular topic. Uh și pentru ei este parte din acest subiect.

pe seama acestui subiect a parteneriatelor. There is one I think, to view uh, este o diferență sănătoasă în, în a privi, în aborda problema aceasta parteneriatului. You can talk about partnership a task that you have with someone. Poți vorbi despre parteneriat referindu-te referindu la o sarcină pe care o sarcină comună pe care o ai. Sau poți vorbi despre parteneriat, așa cum au subliniat cei doi antevorbitori. Partnership for the Kingdom of God. Parteneriatul uh, de dragul împărăției lui Dumnezeu. So what's the difference between the two? Deci, care este diferența dintre acestea două? Kingdom partnership. Parteneriatul în cadrul împărăției, de dragul împărăției. Has a body model. Are acest model al trupului. Like Așa cum, ve cum vedem uh, spus în Sfânta Scriptură că suntem parte din trup și noi suntem modulare ale trupului. De altă parte uh, parteneriatul are uh, comportă și acest model al afacerii. You do business together. Noi facem o lucrare împreună, o afacere împreună. In kingdom partnership, unity, What we heard în, about, în parteneriatul împărăției, unitatea is more important than task. este mai importantă decât sarcina pe care o avem de făcut. Când suntem în parteneriat, uh, având o sarcină comună, totul se rezumă la sarcina comună. Kingdom partnership is cooperation between children of God. Parteneriatul în cadrul împărăției presupune colaborarea între copiii lui Dumnezeu. Task partnership is about contracts that you have with business partners. Parteneriatul care are în centrul un anume scop, un anume task. Sorry, I just the second part. Contracts between business partners. Are un contract la bază. Are un contract la bază. Kingdom partnership is collaboration. You work together. Parteneriatul de dragul împărăției presupune colaborare, o muncă împreună. În primul, caz uh, intervine competiția. Intrăm în competiție unii cu ceilalți. Eu vreau să fiu cel mai tare și nu contează ce loc ocupi tu. Kingdom partnership is about the mission of God. Parteneriatul de dragul împărăției privește uh, misiunea lui Dumnezeu. Și uh, parteneriatul de dragul uh, sarcinii uh, privește uh, uh, organizația mea. Se rezumă la organizația, interesele organizației mele. Finally, maybe to sum it up. Și ca să sumarizăm. Kingdom partnership is about the glory of God. Împărăția de parteneriatul dragul împărăției se referă la uh, it refers to the glory se referă la gloria lui Dumnezeu. And this is not the first time you hear it this morning either. Și și despre acest lucru am auzit în dimineața aceasta. Pastor Moldovan mentioned that as well. Uh -huh. pastorul Moldovan, fratele uh, Aurel Moldovan a menționat acest lucru. El uh, Prioritatea noastră este să-l uh, să păstrăm pe Dumnezeu prioritar în uh, lucrarea noastră. În parteneriatul de lucru uh, ne referim la organizația, misiunea uh, organizației mele este importantă. I'm impressed by one organization we have in Europe. Am fost impresionat de o anume lucrare a unei organizații din Europa pe care o avem. They recently worked on their new vision statement. Recent s-a lucrat asupra unei declarații de misiune. What would they like to see as a fruit of their work? Ce își doresc ca rezultat al muncii lor? And their vision statement is quite close to what our vision statement in the Global Și declarația lor de misiune este foarte apropiată de declarația noastră a Alianței Globale uh, Wycliffe. They said we would like to see individuals și au zis așa, noi am dori și ne așteptăm ca persoanele individuale să vină împreună and communities, comunitățile and nations și națiunile transformed, transformate And transformed how? Prin ce? În, cu ce uh, prin ce mijloc? Through God's word, prin cuvântul lui Dumnezeu, expressed in their languages and cultures. Uh, exprimate în limbile și culturile lor proprii. What fascinates me with that organization? Ceea ce mă fascinează despre această organizație? Is that they said we don't actually care if it's us, Wycliffe, ei și-au spus așa, pe noi nu ne interesează dacă este vorba despre noi, despre Wycliffe, who this. dacă noi realizăm acest uh, scop, această sarcină. Any work by any organization that contributes to that, indiferent de lucrare, indiferent de o organizație care contribuie la acest scop, we rejoice over that. este binevenită, ne bucurăm de orice contribuție. In other words, we don't compete, cu alte cuvinte, noi nu intrăm în competiție, unii but cu alții, but we collaborate. dar noi intrăm într-o colaborare unii cu ceilalți. It's not about us, our organization. Deci, lucrarea nu, nu se rezumă la noi, la organizația noastră, și se referă la împărăția lui Dumnezeu. Este that way. Imaginați-vă că aveți o organizație în vecinătatea dumneavoastră care gândește în felul acesta. Pe ei nu interesează, uh, n-au interes, interese proprii neapărat. They think about the greater good. Ce iau o, o imagine mai largă și țintesc binele comun. What happens? Ce se întâmplă? How would you behave towards that cum organization? Cum te porți și cum care este atitudinea ta față de o astfel de organizație? I'm pretty sure you would like to be their friends. Eu sunt convins că v-ați dori să fiți prieteni cu o astfel de organizație. It's nice to have friends that think about. E foarte us. frumos <laughs> să ai prieteni care se gândesc la tine. And not only about themselves. Și nu doar la ei înșiși. And if you want to have a long-term impact, și dacă vrei să ai un impact pe termen lung, it's good to have friends with whom we can work together. Este bine să ai prieteni cu care să poți lucra împreună. So here another organization came to mind. Uh, mi-a venit în minte o altă organizație, un alt exemplu de o altă organizație. Actually in Australia. Uh, și organizația aceasta își are baza în Australia. Their director recently wrote a paper about friendship. Uh, about friendship. About friendship. Uh, acest, directorul organizației acesteia a scris o, uh, un document despre prietenie. That's his big thing. Și asta e un lucru mare pentru el, un lucru important pentru el. And he wrote the following. Și el a scris următoarele cuvinte. Friendship means that we get to know people. Prietenia înseamnă să ai deschiderea să cunoști alți oameni.

share our experience and knowledge. Să ne împărtășească experiențele și cunoștințele. And here the good part. Și acum vine partea pozitivă, bună. Friends do not invite themselves in and begin by rearranging the furniture in their host's home. Prietenii nu vin unul în casa celuilalt să rearanjeze uh, mobilierul. Uh, deci reciproc să unul în casa celuilalt. Nu știu când a fost ultima dată când vi s-a întâmplat în realitate acest lucru. You Invitați niște prieteni în casa dumneavoastră. Și prietenul pe care l-ați invitat, el vine în casa dumneavoastră și schimbă poziția mobilierului din casă. Și începe să schimbe tablourile de pe pereți. Because they felt this wasn't right. Pentru că el simte că nu sunt în locul potrivit. No. And I go on with the quote. Și vreau să continui ce a spus această, această persoană. Mission as friendship waits to be invited. Misiunea în parteneriat așteaptă să fie invitată. And it supports the goals and aspirations of the leaders of the local organization. Și scopurile și țintele uh, aparțin organizației locale. This is kingdom partnership. Asta este, uh, acesta este parteneriatul împărăției. Now there are certain, certainly many ways how you can describe friendship. Sunt multe modalități în care putem descrie prietenia. But one thing, one core thing that characterizes good friendship. Dar unul din lucrurile de bază care caracterizează o prietenie, o relație de prietenie, is that they are generous towards each other. Este generozitatea

Deseori când vorbim despre generozitate, noi în vest ne gândim la bani. Dar generozitatea nu se rezumă la bani. It Implică timp. It involves services towards uh, one Implică slujire unul față de celălalt. Hospitality. Ospitalitate. Grace space in our thoughts and prayers. Uh, să lași loc um, în uh, spațiu libertate de acțiune și uh, implică rugăciune and much more. Și mai mult decât aceasta. Now I'm sure we all know people who are just generous by nature. Uh, acum sunt convins că am întâlnit oameni și cunoaștem oameni care sunt generoși genero în natura lor, după felul lor de a fi. Pentru ei, generozitatea nu este un scop, ceva greu de atins, care necesită sforțare. Pentru ei, este un privilegiu să împărtășească din cele pe care le dețin, lucrurile de deținute. They constantly look for opportunities to bless others with, with what they constant, offer. În mod constant caută oportunități să-i binecuvinteze pe alții. How nice is it to partner with such people. Ce plăcut este să uh, întâlnești să ai un astfel de parteneriat, cu astfel de oameni. So Deci asta este o invitație uh, pentru fiecare dintre noi care dorim să uh, lucrăm în parteneriat, to practice generosity. Să practicăm generozitatea, să fim generoși. And, you know, in the Christian life, generosity is not just a marginal thing. Știți, în viața de credință, generozitatea nu este un lucru marginal. I would argue it's one of the core marks of who God is. Și aș vrea să spun și aș vrea să spun apăsat în dimineața aceasta că asta ține de natura lui Dumnezeu. John 3:16 says. Ioan 3:16 spune. God so loved the world. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea that he gave, Că a dat his one and only son, pe singurul lui fiu. so god gave, deci dumnezeu a dat. it's part of his nature, asta e parte a naturii sale, ceea ce este dumnezeu. with this nice invitation by ruben to talk about partnership, uh ruben a făcut această frumoasă invitație să vorbim în dimineața aceasta despre parteneriat. I I uh, M-am gândit imediat să privim în Scriptură, să vedem ce spune, ce are de spus Scriptura uh, pe marginea acestui subiect. And it gave me an opportunity to think about one word that fascinated me for a while. Și Ruben mi-a dat ocazia să mă gândesc, să meditez la un cuvânt care mă fascinează de la o vreme încoace. One Greek word, un cuvânt uh, grecesc, It appears over a hundred times care in the New Testament. Care îl întâlnim în Noul Testament de peste 100 de ori. So if a word appears a hundred times, it must be important for the deci Bible. Deci dacă un cuvânt apare de peste 100 de ori pe paginile Scripturii, înseamnă că este un, un cuvânt important pentru noi. So this is the word. Acesta este cuvântul pe care l-ați afișat. Allelon in Greek. Allelon în limba it, greacă. And it means one another. Care înseamnă unul altuia. That word captures well what partnership is all about. Eu cred că acest cuvânt rezumă foarte bine ce înseamnă, de fapt, parteneriatul. We are here for one another. Noi suntem, existăm de dragul unul altuia. Partnership goes both ways. Parteneriatul presupune uh, o acțiune din ambele direcții. Așa cum am uh, amintit deja, uh, parteneriatul în cadrul împărăției noi nu căutăm doar binele nostru personal ci binecuvântarea celuilalt. It's often described as win -win. Uh, și deseori poate fi descris această situație ca uh, câștig câștig de, de ambele părți. Amândoi câștigăm. And this și asta mi aduce aminte despre beneficiile căsătoriei, în cadrul căsătoriei un consilier marital sfătuia, consilia un cuplu. el spunea așa, când unul dintre parteneri câștigă, amândoi pierd. Part când doar unul câștigă, amândoi pierd de fapt. In partnership, we are together with each other and în partnership noi suntem unul cu celălalt căutând binele reciproc. Deci, alelon, acest cuvânt grecesc apare de peste 100 de ori în Noul Testament. O treime din pasajele acestea pur și simplu menționează faptul că oamenii vorbesc unul cu celălalt. Este atât de evident, atât de evident aceste expresii încât avem tendința să trecem ușor peste ele. Dacă vrei să lucrezi în parteneriat, asta presupune comunicare, să vorbiți unul cu celălalt. And Vorbind unul cu celălalt presupune două părți. Unul este cel care ascultă. One is talking. Celălalt vorbește. Now I don't know for you personally. Nu știu viața dumneavoastră personală. Some people are very good in talking. Unii oameni sunt foarte buni la a vorbi. And less good in listening. Și mai puțin bun la asculta. Some are better in listening. Alți sunt mai buni la asculta. And less good in talking. Și nu sunt foarte buni la a vorbi când vine vorba de a vorbi. So I would invite you to, Și aș v-aș invita să exersați capitolul la care sunteți mai puțin buni. Pentru că într-un parteneriat amândouă sunt necesare. dacă ești persoana care ești înclinat mai degrabă să asculți, doar să asculți, Celălalt practic nu știe cine ești, nu știe cu cine are de a face și dacă ești mai bun la al vorbi, Tu nu-l cunoști pe celălalt, nu știi de fapt cu cine stai de vorbă. So, alelon, de aceea, alelon, we talk with one another. Noi vorbim unul cu celălalt. o altă trăime din aceste pasaje, as we should love one another. Uh, ne spunem đeamna că noi ar trebui să ne iubim unul pe celălalt, să ne iubim unii pe ceilalți. Again, this is very obvious. Din nou este foarte evident pe paginile Scripturii. Nothing new for you. Nu e ceva nou uh, pentru dumneavoastră. Now, the idea of love can be so big. Dar ideea aceasta dragostei poate fi un o o chestiune atât de largă that we say yes, let's do it că noi am putea să spunem dintr-o dată, da, hai să facem, să ne iubim unii pe ceilalți. But we don't know how to do it. Dar de fapt nu știi cum să o faci, cum să-ți arăți dragostea. We are paralyzed. Uh, ajungi paralizat, pur și simplu ești paralizat. But in fact, we don't have to be Dar de fapt nu ar trebui să ajungi acolo. It's actually very este de fapt foarte simplu. Love shows itself in small acts of dragostea se arată în fapte mici, mărunte, am spune, de uh, bunătate, de... Open the door for someone. Să deschizi ușa cuiva. Să duci bagajul cuiva, să-l ajungi la arat bagaj. Să oferi prioritate cuiva.

Și vreau să închei cu o listă personală de lucruri practice. You heard my boss's Kirk's list? Uh, ați auzit pe șeful meu Kirk uh, lista lui de lucruri? Here's mine. Și iată lista pe care mi-am făcut-o eu. If you want to enter partnership and be in partnership and do it well, dacă vrei să intri într-un parteneriat, vrei să lucrezi în parteneriat și să uh, îți atingi scopul. Here is one first thing I recommend you do. Iată un lucru pe care ți-l recomand, ți-l recomand cu căldură. Think about what you are passionate about. Gândește-te la lucru pentru care îți bate inima, pentru care ești pasionat cu adevărat. What gets you out of bed in the morning? Ce te face să te ridici din pat dimineața? This is important to know. Este un lucru foarte important să-l cunoști pentru tine în sus, dar și pentru partenerul tău de lucrare. important partner Este important pentru partenerul tău de lucrare să știe cine ești. are your strengths? Care sunt punctele tale forte? Your interests? Care sunt interesele tale? Your expertise? Care este expertiza, cunoașterea ta, la ce your, ești bun? Your networks? Care sunt uh, relațiile tale sau rețeaua ta de lucru? So, and once you know it, deci odată știute aceste detalii, talk about it. Vorbește, vorbește deschis despre ele. Și apoi ascultă ce are de spus partenerul tău cu privire la aceste lucruri. Idea, uh, în al doilea rând, pray for guidance. Roagă-te pentru călăuzire. With whom would God like Roagă-te ca Dumnezeu să te călăuzească cu cine să lucrezi în parteneriat. Ask uh, Roagă-l pe Dumnezeu să orchestreze întâlnirile tale. And then that he does. Și apoi crede că Dumnezeu este la lucru, că el te călăuzește spre partenerii de lucrare. Isn't it funny nu este ciudat uneori? We pray for something, and then we are surprised if God answers our prayers. So as you pray for partners, expect that maybe in a conference the person sitting next to you is God's answer. în cadrul conferinței persoana alături de care stai este un potențial partener de lucrare. And finally, și în cele din urmă, Investește timp, to, to to alocă timp pentru a discuta cu potențialul partener de lucrare. Get to know them. Uh, încearcă fă tot posibilul să-l cunoști and let them get to know you. Și permite-i lui să te cunoască pe tine. și să nu uiți nici când, Faptul că ținta ta este să vezi parteneriată în cadrul împărăției lui Dumnezeu și nu doar de dragul de a împlini uh, anumite ținte personale ale organizației tale. It's all about God's glory. Totul este se rezumă la gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Now No vrem în această zi să înălțăm uh, Weekly Romania, să glorificăm Weekly Romania. Otherwise, I would contradict myself. Pentru că altfel aș contrazice tot uh, ceea ce am spus. Dar vrem să ne exprimăm bucuria și recunoștința față de ce faceți aici în România. So I would De aceea aș vrea să invit pe fratele Nicu aici în față să Ne bucurăm de modul în care lucrează Dumnezeu aici în România și cum Dumnezeu orchestrează lucrurile ca românii să contribuie la mișcarea globală de misiune. I hope that all of you have been here yesterday. Sper că uh, toți cei care sunteți în sală acum ați fost și în ziua de ieri, ați participat și la sesiunile de ieri. Where we heard the testimonies of their missionaries. Când am auzit mărturiile misionarilor. Who would have thought 20 years ago? Cine și ar fi închipuit, s-ar fi gândit cu 20 de ani în urmă. Even 10 years ago. Sau să zicem cu 10 ani în urmă. That we can be here. And hear those stories. noi vom fi aici la această conferință și vom fi martori, vom asculta astfel de mărturii. Eu cred că Dumnezeu și-a întors fața către România într-un mod favorabil. And we just with you that this can noi ne bucurăm împreună cu dumneavoastră de lucrările mărețe ale lui Dumnezeu, că lucrurile acestea se întâmplă. Deci vreau joy să îmi exprim uh, mulțumirea, recunoștința, bucuria față de lucrarea pe care o faceți. Aici avem un uh, cadou pentru dumneavoastră. Un simbol al parteneriatului nostru. V-am să laudăm pe Domnul cu două cântări. Mulțumim! Să mulțumim lui Dumnezeu pentru parteneriatele pe care le avem și am vrea ca să auzim din partea partenerilor un salut din partea lor, din partea instituțiilor, din partea organizațiilor pentru Weekly România și pentru Gloria lui Dumnezeu. Vrem să dăm ocazia să ne aducă un salut. De aceea aș vrea să invit pe mai întâi pe fratele Florin Mihali. Să ne aducă un, un salut din partea PIM România, parteneri în misiune. Așa se numește și proiectul acesta. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Și chiar cred, Dumnezeu este bun. E o mare bucurie și onoare pentru mine să reprezint partenerii misiune. Și aș vrea să vă invit că și eu de 10 ani tot citesc printre rânduri și încerc să înțeleg inima și ce înseamnă să fie ce înseamnă Wycliffe. Să vă invit să faceți câteva observații care cred că s-au văzut și din modul cum au organizat aici. Un lucru care îl apreciez în parteneriatul cu care suntem noi în partenerie, Misiune din care Weekly este un membru foarte activ e perspectiva pe care eu o au uitați-vă la liderii lor chiar și acum au venit cu o perspectivă în care au spus biserica, organizațiile să-și dea mâna și împreună să-L onoreze pe Dumnezeu dorința lor inima lor e să-L onorăm pe Dumnezeu. Activitatea, energia, eforturile să fie canalizate să-L onorăm pe Dumnezeu. De aceea apreciez Wycliffe, apreciez conducerea, atât pe Ierun, care a fost înainte, pe Ruben, care e acum, pentru că dau direcția asta. De asemenea apreciez conducerea Wycliffe internațional, pentru că au venit și astăzi cu aceeași perspectivă, să ne dăm mâna, să-L onorăm pe Dumnezeu m-am uitat la lucrătorii care au depus mărturia ieri și aș putea spune că calitatea unei organizații se vede și prin lucrătorii pe care îi produce, dacă aș putea folosi cuvântul ăsta. Și un lucru care am observat la toți și un lucru care pot să spun despre cei care au fost aici, sunt oameni încercați, unii dintre ei tineri, poate prea tineri, dar sunt încercați. Au trecut prin momente complicate, dificile, dar Dumnezeu a fost cu ei și a ajutat. Și aș vrea să menționez o persoană pe care o urmăresc de mult timp, pentru că a făcut un curs cu organizația pe care o reprezint și eu. Eu sunt de la tiner pentru misiune, Petru Pașcalău. Și când a venit el și a spus la început, vreau să merg să traduc Biblia. Și din momentul respectiv, după ce a mers și am făcut studiile teologice, am fost și am observat cum s-a căsătorit, cum și-a clădit familia. Am mers după aceea prin anumite biserici și îmi spuneau, știi, îl cunoști pe Petru Pașcaleu? Și după aceea să văd aseară un bărbat al Domnului care spune, asta e ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat, asta am făcut și asta continui să fac. Slavă lui Dumnezeu! Niște lucrători încercați. Și când creezi astfel de oameni cu ajutorul lui Dumnezeu, nu singur, spune ceva despre leadershipul organizației, spune ceva despre ce oameni și ce inima au ei. Dar sunt doar 10 ani și cred că vor fi mult mai mulți pentru Weekly România. Dar ne bucurăm că sunteți cu noi. Ne bucurăm că binecuvântați Împărăția Lui Dumnezeu din România. Ne bucurăm că putem vedea, dincolo de parteneriate, discuții, proiecte, când stăm la o discuție, la o cafea, la un ceai, oameni care vor să fie prieteni, oameni care vor să fie alături, oameni cu care poți merge și construi ceva în viitor. Deci uitați-vă în jur. Dați slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu este bun. Și celelalte organizații sunt extraordinare, dar astăzi Dumnezeu ne-a deschis ochii să vedem Wycliffe. Vă mulțumesc că slujiți, vă mulțumesc că ați pus inimă, vă mulțumesc pentru multele rugăciuni în cei 10 ani ca să iasă ceea ce a ieșit astăzi. Umblarea voastră, frământările voastre, o dat rod. Vă felicit pentru asta. Și am un cadou, care într-o anumită măsură vreau să-l dau la Ruben, vreau să onorez prietenia cu el și prin cadou acesta să spun, de fapt, ceea ce vreau să vă urez pe mai departe Weekly România. Am luat o carte, Parabolele lui Isus” de Andrei Pleșu, pentru că cred că menirea voastră este să puneți cuvântul lui Dumnezeu în mâna oamenilor, dar și să-l explicați și să-l aduceți în inima lor. Așa că rugăciunea mea pentru voi este Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea putere pe mai departe, să fie mult mai mulți misionari, și suntem mândri de voi și de felul în care slujiți în România. Domnul să vă binecuvinteze. Facem o echipă frumoasă cu Florin Lapim. Suntem un grup de coordonare acolo care lucrăm foarte frumos împreună. Pe lângă, așa cum spunea și fratele Hanes, pe lângă parteneriatele și lucrările și proiectele pe care le facem, suntem prieteni. Stăm la o a, ceai, la o cafea împreună și discutăm. Um, vreau să-l invit pe fratele Rafael, acum, Năstase, un prieten foarte bun, de asemenea, cu care lucrăm foarte bine împreună, să aducă un salut din partea OEM România. România, da, nu Moldova. Am înțeles că prin anii 90 Ruben a primit virusul misiunii undeva la sediul OM din, din Gimbav și cartea pe care a citit-o atunci a împărtășit-o cu prietena lui, care ulterior a, a fost a, a, la, standu, la stadiul sau de, de soție, a crescut și împreună au plecat în, în misiune. În anii 90, Ruben mergea cu OM în campaniile pe termen scurt. Deci toată dorința OM de a recruta acești oameni valoroși a fost zadarnică. Wycliffe a luat pe Ruben. Luminița, o altă luminiță, pentru 10 ani o cunosc pe Luminița, am investit în ea 10 ani. A fost, am adus-o în Republica Moldova când slujeam acolo, m-am -am rugat pentru ea, am mobilizat-o, am făcut un curs de strângere de fonduri cu ea 10 ani și primesc o scrisoare de rugăciune că ea slujește cu Wycliffe în Asia. Uh... Kitty, Kitty, Bojan, membru în bordul Wycliffe, în urmă cu 10 ani aproximativ, vorbesc cu ea și spun, o întreb, având o istorie a cărților în România, prin editura Aquaforte, am întrebat-o dacă vrea să fie parte din bordul OEM România și îmi spune, da, cu plăcere, eu deja sunt în bordul Wycliffe. Cornel Boingianu, membru în bordul OEM România, Uh, prezent la aproape toate evenimentele Weeklyf. Și am ajuns uh, ieri aici și mi-am luat ecusonul să văd dacă e scris numele meu corect și am văzut Rafael Năstase, Wycliffe, România. Uh, vă rog să vă uitați cu atenție pe ecusoanele dumneavoastră. Știți ce se, ce se întâmplă? Mă uitam uh, puțin uh, la istoria acestor ani în, uh, în România, și ieri mă uitam cu, cu drag la Ierun. Un om care iubește România, un om care uh, iubește țara noastră și nu l urmăream să văd dacă vorbește uh, corect limba română, ci dacă întrezăresc măcar o greșeală în, uh, în limba lui română. Este de apreciat faptul că iubește România și se vede asta și cred că este un lucru fără de care nu se poate în misiune, dacă iubești poporul căruia îi slujești, să se înveți limba și să îți placă sarmalele, mămăliga, probabil mai puțin șoriciu și alte lucruri de genul ăsta, dar, sau răcitura. Dar am observat că cei din Wycliffe iubesc România, iubesc poporul român. Am observat același lucru la Ruben și Maria, la familia Cuceoan, la Zoltan, oamenii smeriți, oameni care iubesc oamenii. Copiii noștri, copiii mei și a lui Ruben și Maria, sunt prieteni. În urma activităților comune pe care le, le desfășurăm, Uh, ei au propriul lor grup de WhatsApp, comunică apropo, soția mea și copiii mei au fost supărați pe mine că eu vin aici și ei nu pot veni nu au putut veni pentru că sunt la școală dar uh, uh, au fost de-a dreptul supărați m-am bucurat un pic că uh, da, copiii lui uh, uh, Ruben și ai Mariei nu au fost astăzi aici, că am o scuză să le spun că n-au venit dar avem resurse în comun, avem oameni, avem logistică în, în comun. De asta la un moment dat, ieri am fratele Virgil, la un moment dat m-a întrebat, tu ești cu Wycliffe? <fie> uh, uh, și din nou este atât de important să ne vedem partea familiei lui Hristos, partea împărăției, lui Cristo. Și asta am apreciat atât de mult la, la Wycliffe, la uh, Ruben și echipa lui. Faptul că acești oameni caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi să vedem cât de tare poate să fie Wycliffe. Sau uh, și la rândul mi-am încercat cât de tare uh, poate să devină OM. Ceea ce ne dorim împreună este să vedem mai mulți români să vedem biserica adormită din România, acest sleeping giant, cum se spune în misiologia mondială la ora actuală, se vorbește despre biserica evanghelică din România, care se trezește. Și ceea ce își vor aduce aminte tinerii noștri minunați din România, nu cât de multe studii avem sau ce titluri avem, vă rog să mă credeți, întrebați adolescenții dumneavoastră dacă le pasă sau dacă se întreabă despre uh, masteratele, doctoratele și titlurile uh, celor care trec pe aici. Știți ce interesează? Să fim oameni. Iar cei de la Wycliffe au dovedit lucrul acesta și sunt ca un magnet pentru uh, acești tineri care uh, ne urmăresc așa, stau cu ochii pe noi să vadă oameni. Oameni care uh, nu sunt ipocriți, oameni care ceea ce spun, fac. Și asta este o reflecție și la sfârșitul zilei, indiferent cum vom spune, că vom, vom spune Icliff, Whiclif, Wycliff. Ceea ce știm cu siguranță este că sunteți o familie primitoare niște oameni unde oamenii se simt bine primiți. Așadar, dragă Wycliffe, Wycliffe, la mulți ani binecuvântați și fie ca Domnul să vă binecuvânteze, fie ca Domnul să vă crească și nu pentru a avea, eu știu, un calendar plin cu misionari, dar la urma urmei să avem niște mulți lucrători pe care, care să poată să ducă steagul României cu Domnul pe el până la marginile Pământului. La mulți ani, Weekly România! OEM România a fost și poate este ca o mamă pentru Weekly România. S-a născut cumva din OEM, să zic așa. Noi am fost la un timp de post și rugăciune, poate unii care, mai, care sunt pe aici și mai aduc aminte, din foștii mei colegi, timp de post și rugăciune de trei zile la OEM. Și acolo Domnul a pus pe inima mea misiunea. Nu știam eu de Uiclif încă pe vremea aceea, dar așa a început în viața noastră. Și mulțumim Domnului pentru Em. Eu am fost pe la conferințele, fost pe la conferințele lor prin Ungaria, am ajutat și în România cu evanghelizări prin țară, până când Domnul m-a promovat. <laughs> <laughs> Domnul să vă binecuvinteze și ne bucurăm în continuare de prietenia noastră. Frate Valentin Hrvoriciuc, din partea agenției Cairos, foarte bun prieten de asemenea, vă invităm să ne aduceți un salut. Și parteneriatul nostru cu, agen cu agenția, cu Weekly România a început cu. O prietenie de dragul împărăției. Fratele Ruben era plecat în Ghana și am aflat despre acest lucru. Aveam un grup mic de rugăciune în Suceava și ne rugam pentru puținii misionari care erau plecați atunci pe câmpul de misiune. Și apoi mai târziu l-am cunoscut pe Iorun și în felul acesta s-a stabilit un parteneriat între noi. Marea trimitere este prea mare ca să o faci de unul singur și prea importantă să nu o faci și cu alții. Ăsta e motoul Mission Nexus, dar eu cred că reflectă o realitate. Marea trimitere este prea mare să o faci de unul singur și nimeni nu este îndeajuns să o facă și prea importantă să nu o faci împreună cu. Alții. Și vreau să spun că pentru noi, pentru Agenția Kairos, este o onoare să fim parteneri Weekly, să lucrăm în parteneriat și eu aș vrea să spun că nu se poate să intri în competiție cu Weekly România. Nu este posibil lucrul acesta pentru că scopul nostru este comun. Scopul nostru este să vedem oameni care îl cunosc pe Hristos în locurile, în locațiile în care oamenii nu-l cunosc pe Hristos. Și organizațiile noastre asta, asta își doresc, ca Hristos să fie făcut cunoscut. Dar cum să o faci fără Scriptură? Mesajul pe care îl avem dedus este Scriptura, este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum să o faci dacă Scriptura nu este tradusă în limbile popoarelor, în limbile grupurilor etnice care sunt pe fața Pământului? De aceea noi ne bucurăm și este onoare și un privilegiu să lucrăm cu Wycliffe România. Eu apreciez foarte mult lucrarea pe care o face Wycliffe România. Misionarii care traduc Biblia în limbile locale, care lucrează pe partea tehnică, care uh, sunt implicați în lucrarea de alf alfabetizare, uh, în lucrarea de pregătire a păstorilor locali. Sunt locații în care sunt biserici plantate, dar care nu au scripturile. Oamenii aceștia au nevoie de scripturi și să învețe să le folosească. De aceea apreciez foarte mult parteneriatul acesta, să hotărăm să mergem în continuare împreună și uh, să continuăm să lucrăm în felul acesta. De ce este important parteneriatul? Noi am auzit în dimineața aceasta de ce este important parteneriatul. Dar eu cred că fiecare dintre organizațiile noastre are ceva specific, ceva ce cealaltă organizație nu are. Și în felul acesta ne completăm și lucrăm împreună și contribuim la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Misiunea, și obișnuiesc să spun lucrul acesta, este imensă. Domnul Isus zice, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și dacă uitați, după statisticile Joshua Project, sunt peste 16.000 de grupuri etnice în lume. Și Domnul zice, duceți-vă și faceți ucerici din toate grupurile etnice, Panta et etnon, din toate etniile. Peste 9.000 de grupuri etnice, în peste 9.000 sunt biserici viabile. Dar mai sunt șase mii, în jur de șase mii de grupuri etnice în care Evanghelia nu se vestește, n-au nicio nădejde, n-au biserici viabile. Scriptura n-a fost tradusă în limba lor. De aceea misiunea este imensă. Biblia a fost tradusă în 683 de limbi, Noul Testament peste 1500 de limbi, dar mai sunt sute de limbi în care Scriptura n-a fost tradusă. Cine să o facă? Și cred că lucrarea aceasta trebuie făcută în uh, parteneriat. Misiunea este complexă. Și nu îmi spun o noutate, asta a reșit foarte clar din mărturile misionarilor. Misiunea este complexă. Avem grupuri etnice diferite, care au culturi diferite, care uh, presupun să ajungi la ele, presupun bariere culturale, lingvistice, de tot felul. Și, dragii mei, pentru mine, misionarii mă uit cu admirații la ei. Uh, stresul uh, cultural. Este atât de ridicat, barierele sunt atât de mari, războiul spiritual este atât de mare. De aceea avem nevoie de sprijin, de suport. Deseori, bisericile nu o fac. Și mă bucur de parteneriatul acesta în mobilizarea bisericilor, în instruirea bisericilor, cum, poate, cum pot bisericile locale să vină în sprijinul celor care sunt pe câmpul de misiune. Lucrul acesta trebuie, cunoștința aceasta trebuie predată. Și, de asemenea. Mă bucur să avem acest parteneriat în susținerea celor care sunt pe câmpul de misiune. Provocările și uh, în lucrarea misionară sunt uriașe, uriașe și misiunea este complexă. Și nu ne referim doar la misiunea uh, din Africa, din țări îndepărtate. Ce spuneți de misiunea din pragul ușii noastre? Ce spuneți de valul de refugiați din România? Ce spuneți de valul de refugiați din Europa? Ce spuneți de Eurabia? Ați auzit de țara aceasta, nu? Sau de continentul acesta? De Europa care se islamizează tot mai mult. Europa care s-a dus pe panta secularismului. Și vorbim despre post-creștinism și post-modernism și post-post-creștinism și despre Eurabia. Sunt provocări uriașe, de aceea misiunea este complexă. Și misiunea este costisitoare în misiune se moare, avem misionari care, și misionari români care lucrează în zone de risc, în zone foarte grele, foarte grele, și de la agenția Cairo, și de la agenția Wycliffe, și de la alte agenții partenere, sunt locații cu risc mare, dar Domnul nu ne-a trimis în locuri în care e confortabil și ușor și care nu comportă niciun risc. Sunt riscuri și e un preț mare de plătit, dar eu mă bucur că românii sunt gata să plătească prețul. De aceea apreciem uh, acest parteneriat și cum am zis și la 10 ani Kairos, pentru noi au fost 10 ani de har, de viziune și de pasiune. Același lucru se poate spune despre Wycliffe. 10 ani de har, harul este comun, vine de la Dumnezeu pentru noi, pentru lucrarea aceasta. Viziunea am primit-o de la Dumnezeu. Mi-a plăcut fratele Virgila Chihai la conferința de la Suceava, a zis așa, noi nu noi nu descoperim românii nu descoperă acum misiunea noi redescoperim misiunea și în, în revistele culturii creștin pe evanghelie din anii 30 din anul 34, bisericile din țară susțineau misionari din Europa plecați pe câmpul de misiune. În Indochina și în, și în țări din Africa și bisericile din România, prin anii 30, susțineau misionarii străini pe câmpul de misiune. De aceea, după Revoluție, noi încep, am început să redescoperim misiunea. Și binecuvântat să fie Dumnezeu, că Dumnezeu se folosește și de biserica din România pentru a duce. Acest mandat până la capăt. Suntem gata, suntem gata să dăm mâna, noi suntem gata. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru Weekly România, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să binecuvinteze familia Weekly România, familiile care sunteți angrenate în slujba aceasta și haideți să împreună să nu doar să citim istorie. Trei cărți publicate de Weekly, felicitări, Domnul să vă binecuvinteze să publicați mai multe uh, mărturii. Dar, dragii mei, noi scrim, scriem istoria împreună cu Dumnezeu. Astăzi se scrie istoria împreună cu Dumnezeu. Și alții vor citi istoria care s-a scris în generația de astăzi, astăzi, mâine și poi mâine. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Da, avem un atașament special față de agenția Kairos, așa cum am spus și ieri, a, ei ne-au susținut ani de zile, atât prin promovare, financiar, în buletinele de rugăciune, domnul să vă răsplătească toată osteneala. Aș vrea să facem a, o rugăciune acum pentru fratele Cornel Boingeanu, a fost dus la urgență azi dimineață. Nu s-a simțit bine, probabil și aseară l-ați văzut transpirând. Și El are inimă mare pentru Domnul și pentru misiune, și pentru noi și pentru parteneriate, dar este și vârsta și are și probleme de sănătate. Chiar era sub semnul întrebării dacă poate veni sau nu. De aceea vreau să-l invit pe fratele Narcis Ciobanu să vină în față. Fratele Narces este um, unul din păstorii Bisericii Sfânta Treime din Galați și după rugăciune să ne aducă și un salut din partea Bisericii. Frate Narces, uh, poftiți, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm pentru fratele Cornel Boingeanu. Doamne Dumnezeul nostru, stăm în fața Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru prezența Ta prin Duhul Tău cel Sfânt în noi și între noi. Mulțumim pentru fratele Cornel, pentru slujirea pentru care l-ai folosit și prin care l-ai folosit. Ne rugăm în aceste momente să te atingi de trupul lui. Doamne, ne rugăm să-i întărești credința, să-i întărești inima, Doamne, este un copil al Tău, un slujitor al Tău și cerem aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Ca să mai treacă emoțiile, o să vă spun o istorioară scurtă. Am citit despre o biserică din Statele Unite, din partea de sud, o biserică de frați negri, în care atunci când predicatul e mai înflăcărat, congregația obișnuiește să răspundă. Și într-o duminică păstorul vorbea de ce anume ar fi necesar ca biserica să progreseze. Și păstorul începe cu pasiune, pentru ca biserica aceasta să ajungă mai bună, trebuie să-și ridice patul și să umble. Și frații au zis, să umble, frate pastor, să umble. Încurajat de răspuns, a continuat și a zis, pentru că biserica să ajungă și mai bună, trebuie să lepede orice piedică și să alerge. Și biserica a spus, să alerge, frate păstor, să alerge. Și mai înflăcărat, păstorul a dus lucrurile așa spre apogeu și a zis, pentru ca biserica aceasta să ajungă mare, trebuie să prindă aripi și să zboare. Să zboare, pastore, să zboare. Și atunci a zis, acum voi da lovitura. Pentru că această biserică să zboare, va fi nevoie de bani. Și biserica a spus, să umble, pastore, să umble. Dragii mei, apreciez foarte mult ceea ce se întâmplă aici. Vreau să vă mulțumesc, să mulțumim pentru căldura dumneavoastră, bucuria dumneavoastră, simplitatea dumneavoastră. Mă bucur că noi, ca români, am învățat să celebrăm lucrarea lui Dumnezeu. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar multe din bisericile pe care le cunosc sunt cam străine de fenomenul acesta al celebrării. Ne bucurăm pentru și de fratele Ruben Gălățean, ne vizitează ori de câte ori ajunge în oraș. Cu Petru Pașcalo am fost coleg de seminar, chiar am fost într-o misiune pe termen scurt în Turcia, acum vreo 14-15 ani. Primăvara asta am fost vizitat și de Wycliffe cu OEM, Rafael, fratele Cornel, și vreau să vă mulțumesc în mod personal ca păstor, slujitor, pentru influența pe care ați avut-o în bisericile noastre. Cel puțin în biserica noastră, anul ăsta am făcut și noi propria misiune în Ucraina. O săptămână am fost cu un grup de tineri exclusiv din fondurile bisericii, fără niciun american, fără nicio influență străină. Doi dintre tineri aceștia sunt cu noi, doar clasa 11-a. Mai am încă doi tineri, unul la medicină, o fată la limbi străine, care sunt iarăși cu noi, de asemenea îi păstoresc, dar mai de la distanță. Și vreau să vă spun că această influență poate nu se vede neapărat în generozitate financiară, deși ne încercăm și în sensul acesta, dar sămânța pe care ați semănat-o a ajutat ca Dumnezeu să aducă rod. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Aș vrea în încheiere să vă spun un verset care mi-este foarte drag, inimii mele, Fapte 13 cu 36. Acest verset spune că David a slujit celor din vremea lui, celor din generația lui după planul lui Dumnezeu. Uh, am înțeles că în ultimele trei luni, într-un oraș din vestul țării noastre, au apărut șase biserici. Dacă sunteți curioși, căutați pe neci, o să le găsiți. Sau mă întrebați la o cafea la final. Cam străine de mandatul Evangheliei. O ceartă, o biserică. Un sponsor, o biserică. Și aș vrea să apreciez și să las gândurile acestea bune vis-a-vis -vis de ce se întâmplă astăzi. Mă bucur și dau slavă Domnului pentru unitatea Duhului Sfânt care este vizibilă între noi. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Eu am crescut la creștin după Evanghelie, slujesc într-o biserică baptistă, cel mai bun prieten al meu din seminar este pastor pentecostal. Și se pare că nu sunt așa mari diferențe între noi. Ne rugăm împreună, slujim împreună. Dau slavă lui Dumnezeu pentru înțelegerea mandatului dat de Domnul Isus de, a face, de a aduce Evanghelia și a face ucenici. E un mandat supranatural, este un mandat special, și este un mandat specific. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Biserica din România a început să înțeleagă lucrul acesta. Apreciez și mă bucur, dau slavă lui Dumnezeu pentru dărnicia bisericilor. Se pare că nu suntem așa de săraci cum ne credem. Se pare că nu suntem așa de sărași cum ne credem. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu și vă spun un lucru care m-a izbit acum, nu vreau să se supere frații. O să mai merg la o conferință săptămâna viitoare și uh, le spuneam unor cunoscuți. La, vis-a-vis -vis de acea conferință, n-am mai văzut atâția oameni la costum pe metru pătrat de nu știu câți ani de zile. Apreciez simplitatea, degajare. Foarte bine că aveți cravată și costum, Domnul să vă binecuvinteze. Dar am văzut așa bucuria, degajarea, lucrurile pe care le-am le -am trăit împreună, le simțim împreună. Vreau să spun că apreciez foarte mult și Domnul să binecuvinteze pe misionari. Am văzut simplitatea lor, modul în care au lăsat ca slava lui Dumnezeu să coboare în viața lor și în viața celor pe care îi slujesc. Și în încheiere, aș vrea să vă rugați, să ne rugăm împreună, Lucrez și cu tinerii în Biserica în care slujesc. Dorința mea este să investim în generațiile care să ducă Evanghelia mai departe. Să investim în copiii noștri, în adolescenții noștri, în tinerii noștri și aș încheia spunând ceea ce un om lui Dumnezeu spune și are acea carte. Totul să fie pentru gloria lui. Amin. Vreau să invit pe fratele Dorin Pușcaș, care este prezbiter în biserica din care vine soția mea, din Gâlgău al Mașului. Um, un parteneriat cu, pe care îl avem cu această biserică de 15 ani de când am plecat în misiune, au fost credincioși în susținerea lucrării pe care o facem. Frate Dorin, Domnul să vă binecuvinteze pentru aceasta. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului și mulțumesc personal pentru harul pe care mi l-a dat în această zi și ieri de a fi, de a fi parte cu Asociația Wycliffe și pe, pentru lucrarea care o face. Sigur, gândindu-mă la parteneriat, eu nu m-am considerat, sau Biserica Locală din Gâlgău-Almașului, m-am gândit că face un parteneriat foarte mic, dar mi-am dat seama astăzi că cât de mic ar fi el, așa cum se spunea înainte, parteneriatul nu se măsoară în cifre, nu se măsoară în forță, ci se măsoară cu inima. Sigur, parteneriatul nostru pentru familia Dubei este de mulți ani, pentru că s-a născut la momentul în care Ruben. A plecat în Ghana și dorința lui, și a fost și dorința noastră, de a susține lucrarea pe care au făcut-o în Ghana timp de aproape 10 ani. Noi, ca și biserică locală, sigur, prima dată am fost oarecum sceptici în lucrarea pe care. Era o noutate pentru noi, dar rapoartele care veneau din Ghana la fiecare lună, la fiecare două luni, ne-a încredințat să susținem foarte mult lucrarea aceasta și sigur cu eforturile noastre, cu puțina noastră dăruire, considerăm că este lucrarea lui Dumnezeu și indiferent că este o forță sau mai mare sau mai mică, este important obiectivul, este importantă, așa cum se spunea, gener generozitatea care trebuie să fie implicată în lucrarea aceasta de parteneriat. Ne bucurăm să, să fim alături de ei, să-i susținem în continuare și vreau să spun un, un element din um, susținerea noastră. Nu i-am spus niciodată până acum, a fost așa un. dar mă simt așa dator pentru că a fi partener înseamnă a fi parte, nu a fi departe. Și a fi parte într-un parteneriat înseamnă, chiar dacă ești departe de ei, să fii acolo cu inima. Și într-un an, nu știu care an, mă simțeam dator să. N-am avut bani să-i punem în contul pentru familia Dubei, dar m-am dus la bancă și a fost, zic, dacă nu este, dacă n-au bani în cont, o să iau din altă parte și o să-i pun. Și am mers la bancă și am spus, vreau să știu dacă în contul cu tare mai sunt bani. Și spunea doamna de acolo, știți că nu avem voie să dăm. Nu vreau să știu sumă, dar vreau să știu dacă sunt bani în contul uh, familiei respective. Și a spus, da, mai sunt puțini. Și am fost bucuros că Dumnezeu se îngrijește. Vreau să spun că parteneriatul înseamnă a susține, a fi parte. Chiar dacă ești departe, noi trebuie să fim parte cu ei. Și mulțumim Domnului pentru ei și ne bucurăm pentru ei. De aceea, mă rog, ca parteneriatul nostru, indiferent cu familia Dubei sau cu altă familie misionară, trebuie să înțelegem că a fi parte înseamnă, chiar dacă suntem departe de ei, să luăm parte la toate bucuriile și necazurile lor. Dorim ca Domnul să-i binecuvinteze și dorim să-i susținem în continuare și, mă rog, ca biserica noastră și alte biserici să facă slujirea aceasta, pentru că este pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. De fiecare dată când merg pe la Gălgău, fratele Dorin mă duce în față <laughs> să predic. Nu scap niciodată când ajung la Gălgău. Poate de aceea ajung tot mai puțin acum, în zilele astea. Vreau să invit pe fratele Silviu Sil... Fratele Silviu vine din Biserica Pentecostală Noua Speranță din Zalou, care de asemenea, de 15 ani, este alături de noi în această lucrare. Și nu putem decât să ne arătăm recunoștința față de, așa, biserici, și vrem să spunem că fără bisericile acestea niciodată n-am fi putut să facem lucrarea pe care am făcut-o. Frate Silviu, a, poftiți. Vă aduc salutări, așa cum fratele Ruben spunea, din partea Bisericii Pentecostale Noua Speranță, păstorită de fratele Valer Mocan. Suntem aici alături de dumneavoastră în duh și astăzi, iată, și fizic. M-am bucurat mult să văd că în an centenar nu doar imnul României ne învață și ne îndeamnă la unitate, ci și reprezentanții acestei organizații pe care mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze și nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să dăm mână cu mână și împreună să facem această slujire pentru gloria lui Dumnezeu. Să venim puțin mai aproape de noi la acest aniversar, lăsați-mă să spun că mi-aș dori ca Dumnezeu să îndeplinească toate nevoile voastre, spirituale, umane și lucrul de care vă e cel mai groază să-l pomeniți, îl pomenesc eu astăzi și financiare. Dumnezeu are bani, dar singura problemă este că sunt la noi. Știți, unul din lucrurile la care am meditat, voi începe acum cu concluziile. Concluzia cea mai puternică pe care am tras-o după câteva ore petrecute aici cu dumneavoastră este că m-am hotărât ca de azi înainte să îi fiu și mai recunoscător lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui, dacă scriptura este pâine, să știți că nouă Dumnezeu ne-a dat o brutărie întreagă. Și în același timp sunt motivat de frații aceștia minunați care folosesc limbajul semnelor, m-am uitat la ei, am văzut entuziasmul și pasiunea pe care o au pentru scripturi și pentru Dumnezeu și sunt determinat să înlătur orice piedică care este între mine și al său cuvânt. Mă gândesc la voi, misionarilor, și vreau să vă spun că pentru mine sunteți precum niște traficanți de arme. De aceea, diavolul este atât de mult împotriva voastră. Sunteți responsabili să duceți arma Cuvântului lui Dumnezeu și să o puneți în mâna oamenilor. Vă aduceți aminte că cea mai importantă armă pe care a folosit-o Hristos a fost scriptura. Este scris, este scris, este scris. Este scris că Dumnezeul nostru este mare și este alături de voi. Este scris că tot ceea ce se întâmplă se întâmplă pentru gloria lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să luăm exemplul înaintașilor noștri, vă spune că unul dintre marii martiri ai neamului românesc, Ioan Ianolide, într-o carte pe care vă recomand cu toată căldura, Întoarcerea la Hristos, a dezvoltat un întreg sistem de propovăduire Cuvântului Lui Dumnezeu în temnițele comuniste. Aiut, Târgu, Ocna, Gherla și Pitești. Ar trebui să luăm exemplul acesta. De ce? Pentru că, așa cum altcineva spunea, Cuvântul scris este harta care duce la Cuvântul viu. Evanghelia, Conduce la Hristos. Această sărbătoare este între două borne importante. Mâine, Ziua Mondială a Bibliei. Marți a fost Ziua Națională a Bibliei. Să ne ajute bunul Dumnezeu să punem această Evanghelie în mâinile altora și în felul acesta să trăim pentru gloria Lui. Ziua de marți a fost o suprapunere fericită în care bisericile istorice sărbătoresc memoria unui mare om, Ioan Gură de Aur. Sunteți o gură de aur pentru cei care n-au scripturi, sunteți mâini de aur pentru cei care n-au scripturi, sunteți picioare de aur pentru cei care n-au scripturi. Într-o zi, străzile vor fi poleite cu aur, acelea pe care vom umbla, dar mai important decât asta este că îl vom avea față în față pe cuvântul viu, Isus Hristos. Amin. Fiți binecuvântați! Um, vreau țin să dau um, ocazia să aduc un salut și prietenilor mei de la Wycliffe, care sunt împreună cu noi și sunt cei mai buni prieteni ai mei. Dovada este că sunt aici. <laughs> um, în primul rând, Helma a fost alături de noi de, de la început, de când am, era 2003, când um, am văzut-o prima dată, probabil în Anglia când a mers la pregătire și a discutat cu noi. Noi eram neștiutori, necunoscători ce înseamnă misiunea și cum tinerei cu gânduri mari și avem nevoie de oameni care să ne aducă cu picioarele pe pământ câteodată, știți? Helmar Rem este coordonator, a fost consultant, pe resurse umane, personal pe Europa și ne-am întâlnit cu ea de la început și a fost de mare folos, de mare ajutor. Uh, Helma, thank you very much. Please come and bring a greeting for us. Somebody going to translate? <laughs> <laughs>

And I remember that very well because I thought a lot about it afterwards. Mi aduc aminte foarte bine pentru că m-am gândit uh, mult la această întrebare. And I don't know if you if you know a lot about personnel work. Nu știu dacă uh, știți ceva despre lucrarea personal, resurse umane. But there, you hear a lot of things that you are supposed to never tell anybody else. Cu alții. So we get all this confidential information. Și avem, uh, uh, And uh, then we, based on all that information, we have to decide if somebody can really work in our organization. Conform cu informațiile pe care le ai, trebuie să decizi dacă acea persoană va lucra sau nu cu organizația ta. But there's one thing I want to tell you. Dar este un lucru care aș vrea să împărtășesc. So I'll share with you a secret. Să vi-l spun așa, secret. When I was talking to Maria and Ruben at that time, atunci când am vorbit cu Maria și cu Ruben, I said, what is, what is your biggest problem in your spiritual life? Uh, am întrebat care este cea mai mare problemă a voastră în viața voastră spirituală. And one of them said, și unul dintre ei a spus, I can really not pray every day for an hour. Uh, nu pot să mă rog în fiecare zi o oră. And I thought, Wow, you know, if we get people like that in our organization, where your biggest spiritual problem is that you cannot pray for an hour ca every day, and if that's representative for Romania, the Christians in Romania, și dacă asta este ceva let's, let's have many more people. Romania, so that was in 2003, and it's really asta a, a, a joy to be here. Și este o mare bucurie să fiu aici. And I feel privileged that uh, through the years I've seen how Weekly Romania și grew. Și mă simt foarte privilegiată să văd cum Weekly România a crescut. And of course that the first director came from my country, the Netherlands. Și primul uh, director al Weekly România a venit din țara mea, din Olanda. And so we've worked together very closely. Și atunci am lucrat împreună foarte apropiat. And, uh, so congratulations to Așadar, the Christians felicitări. you in Romania. Dumneavoastră creștinii din România. Or having Wycliffe in your, in your country together with all the other organizations uh, Romania, de to be a blessing to the nations. Ca o binecuvântare pentru națiuni. May God bless you. Să vă um, I'd like to invite Zuzha, she is the closest friend. Because uh, she's, oh, okay. You get the translation. <laughs> um, Vreau să invit pe Juja, ea Este prietenul cel mai apropiat, pentru că este în Budapesta, cel mai apropiat din Wycliffe, organizația Wickliffe. Uh, și ne întâlnim destul de des. Ne întâlnim uh, cu Juja. Uh, suntem uh, printre cei mai buni prieteni uh, din. Uh, In organization. You want put? This is a privilege to be here as a Hungarian too, and a partner, a kingdom partner, and a friend. a friend, este un mine să fiu aici ca un and uh, also having some, some people shared actually some hungarians who, who, uh, who we had connections first and then we should familiar she având uh, așa cum ați auzit și multe contacte cu I had the privilege to talk to some of you and, and I shared that we are, we, we are turning 20 years old soon Noi, uh, vom în curând 20 de ani, as we live hungary ca What we admire what God is doing in Romania. Dar admirăm ceea ce Dumnezeu face aici în România. And we are uh, very much learning from you and și and see the And la rândul ne învățăm uh, de la voi. And enjoy to see the enthusiasm about mission in Romania. Și um uh, uh, ne bucurăm să vedem entuziasmul pentru misiune aici în România. So may God bless you and and guide you in that on the path. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă îndrume. And we could, I wish and pray that we could really walk together. Also, as partners, as organizations, and also as nations together, and as nations, together in God's kingdom. In lui so, um, I just brought you a house blessing, which is in Hungarian, a very famous one. Vreau să vă aduc o binecuvântare din Ungaria, una care este foarte cunoscută. And uh, it's talking about uh, faith, love. Vorbește despre credință, dragoste. Peace, pace. Blessing, binecuvântări. And God being in present și prezența Domnului. So there is no need where he is in present. Pentru că atunci când e prezența lui, nu există nicio uh, nevoie. so i'm just saying it in english and then you can translate. and may, may it be a blessing on you. Fieca, uh, binecuvântarea lui să fie peste voi. and may it be a blessing on your, on your future. Binecuvântarea lui să fie peste vostru. as you are stepping into the next decade, and may the next decades and, and, uh, and the next are coming. until all the nations here and, and uh, have a possibility to, to understand and, and uh, receive god. so here's the blessing in english. Uh, iata, aceasta este, uh, binecuvântarea în limba engleză. Where there is God, where there is faith. Acolo unde este credință. There is love. Este dragoste. Where there is love, unde este dragoste? There is there is peace. Este și pace. Where there is peace, unde este pace? There is blessing. Este o este binecuvântare. Where there is blessing, unde este binecuvântare? There is God. Este Dumnezeu. Where there is God, unde este Dumnezeu? There is no need. Nu există nevoie. Amen. Um, suntem um, un grup în uh, um, un grup pentru uh, Estul Europei, să spun așa. Eu, împreună cu Juja și cu Iaro. Iaro am un atașament puternic față de el pentru că a venit în Ghana și am petrecut câteva luni împreună. Am fost chiar vecini acolo de apartament, să spun așa. Și am, el avea un atașament mai special pentru că el a ajuns să guste din ceea ce am gustat noi acolo. Și apoi, pe parcurs, am rămas prieteni foarte apropiați. Probabil din Wycliffe cei mai apropiați prieteni. Iar, uh, please come and uh, bring a greeting from Weekliff, Slovacia. It's a great privilege for me to be with you today, este un mare să fiu cu and this event uh, reminds me of our 10th uh, anniversary, which was three years ago, so we a, are three this years event older. -aduce and as Ruben said, uh, we met in, in Ghana in uh, 2006. In 2006, cum a spus Ruben in în Ghana. But our original plan was to go to Uganda. Planul nostru inițial a fost ca să ajungem în Uganda. And it failed for several reasons, and I didn't know why, but now I know. Proiectul uh, acesta nu a fost cu succes. Atunci nu am înțeles, dar acum înțeleg. When we met in Ghana, uh, uh, Dubai really uh, make uh, tamales as home for us. Uh, în momentul în care am ajuns în uh, Ghana, familia Dubei uh, a transformat orașul acela o casă, uh, a făcut o casă pentru noi. Și ne-am împrietenit acolo. Și după 10 ani, uh, când uh, uh, Ruben mi-a spus că va lua uh, uh, responsabilitatea pentru Weekly for Romania. Ruben mi-a spus că va prelua conducerea Weekly în România. Uh, I realized that oh, we are again in the same shoes. Și ne-am gândit oh, suntem din nou în acelea, în aceeași papuci. So, uh, it is uh, good to be friends uh, with people uh, like Ruben. E fain să putem să pot fi prieten cu oameni așa ca Ruben and and other colleagues here in in Wycliffe, Romania. Și alți colegi aici în Wycliffe, România. Because we have very um, many things in common. Uh, avem foarte multe lucruri în comun. So we can learn from each other and we can encourage each other very very much. În felul acesta putem să învățăm și să ne încurajăm unii pe alții. So you've been encouragement for us and we would like to be encouragement for you to uh, Asfalt. persevere in your uh, in your efforts. Ați fost o încurajare pentru noi și sperăm la rândul nostru să fim pentru voi în eforturile pe care le-ați depus. And it is a great joy to see how how church here is really eager to share uh, what we have received from our from our Lord. Și este o încurajare să vedem bisericile de aici uh, modul în care ne-au primit pentru în numele Domnului. And we have uh, we have heard uh, a lot about friendship and Am auzit and... mult despre prietenie. Și generositate, astăzi, și vă încurajez ca să rămâneți în acestea. God bless you, my brothers Domnul <inaudible> să vă binecuvânteze frați și surori. Rafael se plânge că îl fac traducător pentru Weekly România! <laughs> De cele mai multe ori lăsăm cei mai bun la sfârșit. Și câteodată nu e chiar cea mai bună soluție, pentru că oamenii sunt obosiți și... Um, unii dintre ei care se grăbesc pleacă mai repede, și de multe ori fratele virgil la chihai, pentru că este bun. <laughs> um, este pus la urmă ca să aducă um, mesajul de concluzie, să spun așa, pentru um, diferite conferințe, nu doar aici, dar și la o conferință de la Arad pe care am avut-o, a fost lăsat la urmă ca să aducă concluzii și, da, cu părere de rău, oamenii erau ocupați, spre sfârșit încep să, să plece. Mă bucur că aici nu s-a întâmplat așa și suntem încă aici. Credem că nu doar fizic, dar și cu mintea și cu inima, gata să ascultăm ceea ce Dumnezeu are să ne transmită la închiere, în concluzie. Vreau să apreciez efortul fratelui Virgil de a veni până la Cluj cu mașina, chiar la vârsta lui. Și să-l felicit și pe lui pentru că a mai preluat un termen în conducerea cultului creștin după Evanghelie. Dumnezeu să-l binecuvinteze mult în lucrarea la care l-a chemat. Frate Virgil, Um, vă rog să veniți să ne aduceți mesajul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Numai că nu sunt așa de în vârstă, n-am decât 60 de ani, așa că mai... Ah, 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 sunt încă, sunt încă, aici, eu eu, sunt încă tânăr. Sau cel puțin așa mă, mă, mă cred. Mulțumesc. Dezvoltarea de parteneritate între provocare și oportunitate a fost tema care mi-a fost încredințată. Și în Matei, capitolul 28, versetul 19-20, citim: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Până la sfârșitul veacului Amin. Cât de mare este mare trimitere? Cât de mare este marea trimitere? Este atât de mare cât să ajungă până la marginea Pământului. Este atât de mare cât să atingă toate popoarele. Și este atât de mică cât să intre în Inima mea. Este așa de mare că ajunge până la margine pământului și așa de mică că intră în inima mea și este mare sau mică cât o fac eu este mare sau mică cât o fac eu și uh, tu, fiecare dintre uh, dintre uh, noi pentru că uh, să nu uităm cuvintele Mântuitorului Domnului Iisus Hristos care a spus așa mare este secerișul dar puțin dar puțin sunt, sunt lucrătorii. Pe hâtii, dumneavoastră aveți acolo lucrurile care se pot spune, eu spun lucrurile care n-am putut să le scriu. Da, în tinerețe am învățat un lucru, eram foarte revoluționar așa când mergeam la întâlniri și nu toți frații erau de acord cu ceea ce se spunea și unii erau chiar foarte împotrivitori și uh, fratele care era atunci în conducerea cultului uh, mi-a spus așa, eu încercam să-i spun, frate, spune omul acesta adevărul și el îmi spunea, știi ce, adevărurile sunt de două feluri, adevărul care pot fi spuse și adevărul care nu pot fi spuse. Uh, nu întotdeauna, nu întotdeauna este un cadru în care poți să spui adevărul, dar întotdeauna poți să trăiești adevărul întotdeauna sunt chemați să trăiesc adevărul așa cum, cum este relevat el în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură ne dă un model de unitate. Noi vorbim despre parteneriate, dar dacă nu trăim în unitate ca și credincioși, cu toate, cu toate uh, uh, diferențele care ne, ne despart și de, uh, de nume, vedeți, uh, penicostal, creștini pe Evanghelie, baptiștii, alianța evanghelică, da, tare îmi place mie să, să spun cu tristețe, este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Sfânta Trăime ne dă modelul de unitate. Dacă noi îl particularizăm pe Dumnezeu, dacă noi, facem, dacă noi particularizăm Sfânta Trăime după modelul omenesc, nu o să înțelegem ce înseamnă Sfânta Trăime. Pentru că ea rămâne Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Sfânt, care este cu totul o parte descoperit și multe părți necunoscute încă. Dar am vrea să înțelegem mai bine ce înseamnă uh, unitatea Sfintei Trăimi, ca să înțeleg că poate exista în, uh, între noi, ca și credincioși, uh, unitate în scop. Și scopul este uh, ducerea Evangheliei până la marginea Pământului, adică extinderea împărăției lui Dumnezeu. La aceasta suntem chemați și eu și, și dumneavoastră. Uh, iar unitatea aceasta de scop uh, îmi oferă cazul în care pot construi parteneriate. Avem un scop comun, extinderea împărăției. Iar acest scop îmi asigură uh, mie cazul în care pot construi, dar nu obligatoriu. Pot, dar știți când pot, dacă vreau. Pot doar atunci când vreau. Și vreau, și vreau doar atunci când mă las lăuzit de îndemnul Duhului Sfânt. Doar atunci vreau cu adevărat. Restul, eu am văzut mulți oameni care au dorit multe lucruri, au început, dar nu le-au dus la bun sfârșit. Pentru că le au început cu ce? Cu în gândirea lor, au crezut că sunt bune pentru generația lor. Fac o paranteză aici, cumva o altă perspectivă față de ce s-a spus, nu în contradicție, o altă perspectivă, s-a spus că Dumnezeu cheamă România astăzi, Dumnezeu cheamă de 2000 de ani, numai că noi abia acum auzim. Sau că abia acum ne întoarcem, ne întoarcem la Evanghelie. Dar Dumnezeu cheamă de 2000 de ani. Marea trimitere este de 2000 de ani. N-a spus-o Dumnezeu acum. N-a spus-o generației mele. Dar o repetă ea este valabilă în fiecare generație și în fiecare generație sunt oameni care ce fac? Răspund sau nu răspund? Sunt oameni care spun, da, iată-mă, trimite-mă, dar sunt și oameni care sunt și credincioși, de fapt sunt și credincioși care spun, e prea mult sau nu e pentru mine, să o fac alții. De aceea, ziceam, de altă perspectivă. Scopul este răspândirea Evangheliei la toate popoarele, mijloacele mijlocul pe care pot să folosesc unul din mijloace este parteneriate, iar metoda, metoda este să trimitem misionari, să traducem Evanghelia, să ne implicăm social, să ne implicăm medical, atâtea și atâtea posibilități, atâtea și atâtea mijloace prin care eu și tu putem să facem ca Evanghelia Domnului Isus Hristos să audă, iertați-mi expresia, să se audă și la cei ce nu, se, nu, nu, nu pot auzi din punct de vedere fizic. Evanghelia să laudă la cei, la aceia care nu pot auzi. Și Evanghelia să vorbească la cei care nu pot să vorbească. Pentru că vorbește Evanghelia vorbește cu inimii și, și uh, uh, minții. Am să spun câteva piedici. Uh, autosuficiența. Mi-e de ajuns ceea ce sunt. De ce să-mi trebuiască ceva mai mult? nu știu ce o să-mi aducă în plus. Uh, confortul. Dacă mă simt bine așa, de ce să fac ceva care știu eu ce o să-mi uh, Cel puțin în, în, în dreptul meu, uh, văd un lucru, că parcă îmi place cât mai mult să, fiu, să mă simt confortabil. Să nu fie ceva nimic nou, să nu fie nimic, ceva nimic care să mă, să mă provoace. Să nu fie ceva care să mă schimbe acum la 60 de ani. A, dar Evanghelia este... Schimbă orice viață, la orice vârstă. Dacă eu spun, Doamne, pe mine nu mai poate, e prea târziu să mă mai schimb, înseamnă că fac din stat imposibilă ca schimbarea să... Ca Dumnezeu care poate schimba orice, să nu mă schimbe și pe, și pe mine. Lipsa de încredere. Știți, parteneriat înseamnă să ai încredere că și alții pot să facă bine ca și tine. Că și alții din alte continente, că și Africa poate să facă ceea ce a făcut Australia cândva. Modelul nostru de emisiune, de mulți, mulți ani, a fost America. Și din toată a apărut Corea de Sud. Când? Acum 30-40 de ani. De ce? Poate pentru că ei au înțeles că și datorită misiunea americani, Dumnezeu a răscolit colea. Dar eu stau și mă întreb, câți dintre noi uh, înțelegem că sunt milioane de români care nu mai sunt în România și care au nevoie de Evanghelie? Și care vreau să vă spun un lucru, din punct de vedere sentimental, sunt mai atașați de o biserică anume decât erau în țară. Mai apropiați de biserică. Își doresc mai mult ce? O comunitate care să-i să caute să-i înțe să înțeleagă. Care să caute să-i sprijine momentele grele. Avem 5 milioane de români. Știți, Nicolae Iorga spunea, ce tristă este, România este țara înconjurată de români. România este țara înconjurată de români. Români în Bulgaria, români în Serbia, români în Ungaria, români în Ucraina, români în Moldova, români în România și români în toată Europa. Ce facem? Ce facem pentru, pentru uh, ei? Un cuvânt greu, orgolii. Păi noi suntem o asociație misionară de 100 de ani, doar nu o să ne învețe cineva de 10 ani. Nu o să ne aducă... Uh, ca și cum înțelepciunea care vine de sus depinde de... <laughs> Vârstă. Cumva s-a spus. Tinerețea este. s-a este, spus puțin mai, mai devreme: tinerețea este așa plină de gânduri mari. Ca și cum cei mai în vârstă sunt plini de gânduri mici. Nu, eu zic că sunt plini de gânduri așezate. Așa, de gânduri așezate. Și când pui gânduri explozive lângă gânduri așezate, poți să realizezi multe lucruri, multe lucruri frumoase. Știți ce e aia, gelozie organizațională? Eu am trăit-o, să știți. În alianța evanghelică. Vorbesc la modul general. Știți, noi suntem cultul cel mai numeros astăzi. Eu ce să zic, noi suntem cei mai puțini. Dar cumva ne încredem în cine? În număr? Ne-ncredem în uh, istorie? ne încredem în uh, capacitatea celor ce sunt pentru o vreme în fruntea? Sau ne-ncredem în puterea Lui Dumnezeu? E o provocare. În ce mă încred ca să-i zbândesc? De fapt, mai bine zis, în cine îmi pun încrederea ca să-i uh, zbândesc? Nu vreau să super pe nimeni, dar se fac prea multe strategii și se lucrează prea puțin văd pe net atâtea întâlniri strategice despre dar aud foarte puțin despre rezultatele aplicării acelor strategii în viața reală în ceea ce se întâmplă zi de zi în schimbarea atitudinii românilor față de, de Evanghelie și iarăși nu vreau să supăr pe, pe, pe nimeni dar uh, Marea Trimitere începe din Ierusalim, adică din casa ta. Din neamul tău, din orașul tău și duce până unde? Până la marginea pământului, trecând prin Ferentari, <găgătări> da? trecând prin Ferentari, București sau prin cartele acestea. Dar, trecând, dar începe de unde? Din casa ta. Tare mult îmi place, uh, uh, îmi place uh, uh, vindecarea slăbănogului, acei oameni care îl coboară pe slăbănog și Mântuitorul Hristos la sfârșit îi spune, știți ce îi spune? Du-te acasă. Nu știu, poate l fi răspins familia, poate l-au la un depărtat, îi deranja să stea acolo toată ziua și Mântuitorul Hristos lui vindecat îi spune, du-te acasă. Nu veni după mine, du-te acasă. Adică câștigă-i mai întâi pe cine? Dacă ți-ai pierdut pe cei de acasă, n-ai cum să-i câștigi pe cei de departe dacă ți-ai pierdut pe cei de acasă. Dacă ne-am pierdut neamul în al îndreptați pe mântuire, putem oare să aducem Evanghelia la cei de la margine pământului? Rămâne ca fiecare să, să răspundem. Înainte de toate, parteneriat în lucrarea Domnului Isus Hristos, înseamnă să iei decizii cu toată inima. Dar să-ți deschizi și mintea și apoi să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, știți cum? Ca o jertfă plăcută. Și știți, minunea cu țupurile noastre ca jertfă este aceasta. Că o aducem permanent ca jertfă și nu se consumă. Jertfele de la templu se consumau. Trebuia să aduce alta, ori noi ne aducem țupurile când? În fiecare, în fiecare zi. Și nu se consumă. Poate mă consum așa în în, 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 în trup, mă consum. Arătam altfel la 20 de ani, la 30, la 40, da. Dar în suflet, în suflet rămâi din ce în ce mai doritor de Evanghelie. Mai bucuros să faci ceva. Mai puternic când a realizat ceea ce Dumnezeu ți-a pus pe, pe uh, inimă. Și pe urmă, accept că și alții, de nu, deși nu sunt identici ca tine, pot să facă și ei lucrarea lui Dumnezeu. Și unii chiar o fac mai bine. Tare mult și tare drag mi este de acei oameni care spun așa uh, și mă public. Multă vreme m-am considerat superior față de... Dar Dumnezeu mi-a descoperit că, în fond... Am multe lucruri de, de învățat. Și, dragii mai trebuie să știm un lucru, că avem multe lucruri de învățat unii de la ceilalți. În același timp avem și multe lucruri de colectat unii cu, cu ceilalți în, în viața noastră. Doar atunci când înțelegi că ești chemat la acest scop măreț de a aduce Evanghelia până la marginea Pământului, doar atunci poți să te hotărăști să lucrezi împreună cu alții. Până atunci îți vezi, și am să fac așa o, 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 imagine, vedeți, viața creștină este o alergare, eu zic că este un maraton, pentru că este o alergare de curs lungă. Dar știți ce este? Este un maraton pe care îl alergi nu unul în spate celuilalt, și unul lângă celălalt. Nu spui piedici. Este o alergare de o viață unul lângă celălalt. Și știți care este minunea? la maraton este că deși este o alegare lungă toți își doresc să ajungă unde? la sfârșit dar minunea pe care o face Dumnezeu cu noi este că după ce ajunge la sfârșit toți primim cununa îmi place -o tare mult ce spunea un frate din București că e încios prieten Dragii mei, nu trebuie să fim în competiție unul cu celălalt, pentru că fiecare avem culoarul nostru de alergare. Fiecare avem cununa noastră. Dar câteodată lucrăm ca și cum avea un singur culoar și ar fi o singură cunună. Și vreau să o iau cine? Eu. Vreau să fiu a mea sau o organizație pe care o conduc pentru, pentru o vreme. Să constați că sunt alții care pot să facă mai mult... Mai bine și cu mai multă pasiune ceea ce tu doar încerci să faci. Mai mult, mai bine și cu mai multă uh, pasiune. Uh, multă vreme uh, eu am crezut invers. Acum încep să sunt convins de, de lucrul acesta. Doar aceia care sunt gata să moară pentru Domnul Isus Hristos pot să trăiască cu adevărat o viață din berșucă. Înainte spuneam doar aceia care trăiesc o viață din berșucă sunt gata să moară. Nu mai ales misionarii, sunt acei oameni nu care trăiesc în fiecare zi, care sunt gata să moară în fiecare zi. Doar aceia care sunt gata să moară în fiecare zi pentru Domnul Isus Hristos pot trăi cu adevărat. Știți ce mă spune Mântuitorul Hristos? Am venit ca oile mele să aibă viață. V-ați întrebat vreodată ce e viața din belșug? Ce conține belșugul acesta? De ce e dat? abundența aceasta de, 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 viață. Este porunca Domnului Isus Hristos, este porunca lui Dumnezeu să vorbim oamenilor despre El. Dar știți ce? Mă tem că am uitat să vorbim oamenilor, să vorbim lui Dumnezeu despre oamenii care, cărora le-am vorbit despre Dumnezeu. Spunem oamenilor despre Dumnezeu. Și spunem atât de puțin lui Dumnezeu despre oamenii că le-am vorbit. De ce? Pentru că nu mai avem timp de rugăciune. Nu mai avem timp de. Eu am crescut într-o familie pendicostală tata a fost penticostal, mama a creștin după Evanghelie și eu am prins seile de, de, de rugăciuni și nopți de rugăciuni și la penticostal și la creștin pe Evanghelie pe vremea aceea în, 80, în anii 80 și eu știu un lucru că rugăciunea și în dreptul meu noi la creștinit pe Evanghelie, l-am masat în fiecare în duminică știți, poate știți, aceste două lucruri sunt stâlpii care mă țin în afară de credință, care permanent îmi aduc aminte, îmi aduc aminte, eu sunt al Domnului, nu al meu. Duminică de duminică mi-aduc aminte de lucrul acesta. Și zic, Doamne, dar zi de zi, dar zi de zi, prin rugăciune, sunt. M-a întrebat într-o zi fetița mea cât de, cât de departe este Dumnezeu. I-am citit despre Iona. Și întrebat cât de departe este Dumnezeu. Era mic atunci, acum a mai crescut. Și ce am spus? Dumnezeu este la o rugăciune distanță. Că zice Iona, din adâncul mării m-am rugat și mai ascultat. Dumnezeu este la o rugăciune. Noi punem distanțele în kilometri. Și într-adevăr, dacă, dacă cu ani în urmă ne uitam pe hartă și ziceam Papua Noua sau Australia, și ne gândeam, o, oh, cât e până acolo. Acum te uiți în avion și a doua zi ești în Australia. Și zici, cât de mică este lumea asta mare. Cât de mică este lumea aceasta uh, mare. Da? Dar știți uh, cât de departe este Dumnezeu? Este la o rugăciune distanță. Mă rog și-l aude. Ca și cum ar fi unde? Lângă mine. Dar, în contrast cu asta, cât de departe văd eu pe oamenii care trebuie să le duc mântuirea. Și vreau să vă spun un lucru. De multe ori, judecăm după culoarea pielii, după statutul social, după bogăție, după dacă aude sau nu aude dacă vede sau nu vede, și nu judecăm după valoarea sufletului. Ce dă valoare unui om? Culoarea? Culoarea pielii? Ce dă valoare? Bogăția pe care o are? Statutul social? Apatrența la o țară? Nu. Dă valoare ce? Singurul care ai valoare până la urmă. Atât de, atât de, de mă, mă înfior în duhul meu când uh, merg la mormântări și când văd că spun așa, din țărână ai fost luat și în țărână te întoarci. Și te întrebi, asta e valoarea omului? Pentru asta a murit Domnul Iisus Hristos? Pentru un pumn de țărână? Nu. Nu. Nu, 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 nu carnea, cum zice Evanghelia, că ce împărăția lui Dumnezeu nu este ce? Mâncare, băutură. Și carnea aceasta nu va moșteni împărăția lui, lui Dumnezeu. Dacă teologia pe care o împătășești vorbește despre misiune ca ceva pe care trebuie să o facă o organizație, schimbă teologia. Schimbăți teologia. Dacă teologia pe care o împărtășești, dacă biserica la care mergi spune că misiunea este pentru organizații, du-te la altă biserică, la altă organizație, care spune așa că, biserica, că misiunea este pentru biserică și pentru credincioși. Amin. Asta este misiunea. Nu e organizațiilor. Să nu se supere organizațiile. În același timp, dacă sărbătorim organizații și nu pe oameni, greșim. Și dacă sărbătorim pe oameni și nu pe Domnul Isus Hristos, greșim și mai mult. De aceea, 10 ani de weekly este, este, sărbătoarea Domnului Isus Hristos. Nici a voastră, nici a organizației. Că dacă ar fi așa, am fi tentat să vă dăm nota 10. Că e 10 ani. Da. Dar nu este... Voi sunteți... Așa cum copiii nu sunt ai noștri, ci îi primim pentru o vreme ne lăudăm că am copiii mei sau am biserica mea sau tare ciudat ne mai exprimăm dată biserica mea este în biserica în care sunt sau slujesc pentru o vreme sunt copiii pe care i-am pentru o vreme Dacă rugăciunea pentru misiune nu este partea vieții tale de misiune, n-ai cum să vezi câmpul de misiune. Pentru că rugăciune vezi ceea ce nu vezi cu ochii aceștia. Dragii mei, uitați-vă dumneavoastră acum și spuneți-mi cu ochii aceștia firești dacă vedeți câmpul de misiune din Papua Noua Eu nici nu știu cum at. <laughs> nici nu. Dar dacă mă rog pentru oamenii aceia, deși nu-i cunosc și nu o să-i cunosc niciodată, deși nu o să fiu niciodată acolo, că nu-mi place să merg cu avionul, de asta am venit cu mașina. Dacă nu închid ochii și mă zoc rog pentru ei, cum pot să fac altceva? Dacă nu fac lucrurile acestea, cum pot să, cum pot să văd? Repet ceea ce am spus la început. Domnul Isus cheamă la misiune de 2000 de ani. Noi abia acum ne reîntoarcem la ceea ce au făcut înaintea și noștri. Știți, în, în, în istoria creștinului Evangheliei este un, un frate printre întâlnitorii uh, mișcării frățești, al unor frățești în, în Anglia, anii 1820, 30 1840, a plecat în Damasc și a înființat Anthony Groves. A înființat misiunea pentru... a fost prima misiune în Bagdad, a unui vestic, a fost primul. Și el, a, el este considerat părintele misiunii prin credință. Adică el nu a, -a putut în spate nicio organizație, că nu existau între creștini pe Evanghelie atunci. Și a spus, mă duc acolo și cei ce mă iubesc, Dumnezeu prin cei ce mă iubesc, vor trimite și a stat în Damasc. Prima misiune într-o țară, într-o țară, într-o țară, Anthony Groves. Esența vieții misionare, știți care este, dragii mei, este să-ți asumi creștinismul ca și partea vieții tale. Vedeți, ne-am declarat țară creștină și când a fost să votăm, ne-am arătat creștinismul. Pentru că avem, noi ca și români avem un creștinism popular, folcloric. Am auzit că, ni se pare că, de multe ori și noi ca și evangeliști, tot așa, mergem mai mult pe folclor, pe ce au primit de la părinții noștri, nu pe evanghelie. Înseamnă să-ți asumi personal că lucrarea aceasta este și pentru tine. Cum? Dacă nu pot să mă duc, mă rog, sau contribui sau fac multe alte lucruri. Dar dacă nu mi-asum, dacă nu mi-asum ca trăire, nu ca vorbire, cât este România creștină? Cât este? 98%. 98% creștină. Câți dintre creștinii români își asumă creștinismul ca mod de viață, ca mod de gândire, ca mod de acțiune, ca relaționare cu vecinul, ca relaționare cu ungurul, cu țiganul, cu germanul, cu câți dintre, dintre noi uh... misiunea este chemarea lui Dumnezeu, misionarul este omul care înțelege chemarea de misiune misionarul este omul care a înțeles că misiunea este pentru el Că este misiunea, misiunea este ceva la care Dumnezeu l-a chemat în mod pe, atât de aproape în mod atât de, uh, de uh, clar pe, pe fiecare spuneam că Dumnezeu este la o rugăciune distanță în același timp, în același timp, mai trebuie să înțeleg ceva. Că dacă Dumnezeu este lângă mine, lângă mine mai este cineva. Știți cine? O mare mulțime de oameni nemântuiți. Și dacă Dumnezeu este lângă mine, prin rugăciune, oamenii aceia nemântuiți sunt la o de inimă. Că dacă nu iubesc Nu vreau să supăr pe nimeni. Tare greu mă relaționez la, po la populația de, de țigani. Tare greu mă relaționez. Așa, din minte mi se pare că între mine și ei nu există niciun... Dar trebuie să înțelegem un lucru, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru cine? Pentru fiecare om, nu doar pentru români. Că România nu este, nu este grădina lui Dumnezeu în niciun caz că România nu are un loc special, cum ni se spune, în planul lui Dumnezeu. Că atunci România ar fi fost cum? Favorizați, nu. Dar ne putem face ce? Un loc special în care Dumnezeu. Dacă ce? Dacă dorim. Dacă ne punem toată inima în a împlini acesta. Dacă nu, rămânem simpli trecători prin lumea aceasta și undeva, o, ca sfârșit al trecerii mele prin lume, va fi ceva de genul aici, stă slujitorul Domnului sau robul Domnului și așa mai departe, dar fără, fără corespondent în, 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 spunea Valentin. Multă lume citește istorii, puțin scriu. Multă lume citește căzi de istorie și pe care că nu înțelege nimic. Dar atât de puțin dintre noi scriu. Și mai minune pe care, pe care, este, că istoria pe care o scriu altul de Domnul Iisus Hristos nu se consemnează în cărțile astea și se consemnează sus în cer. Mare minune! Pentru că vine altă generație și schimbă istoria, așa cum o cunoaștem, și o face altfel. Da. Știți, nu știu dacă este corect ce spun, dar parcă era... Unii, unii fac istorie alții, și alții scriu istoria. <laughs> unii fac, dar alții o scriu. Este mare este mare diferență. și Multe alte lucruri le veți găsi în... în, în aceste lucruri le-am spus. Am zis mai bine să răspundă că să fie, să, fie, să fie scrise. Uh, poate la 20 de ani o să completez. Uh, Ruben, să ții minte, la 20 de ani să... Uh, știți, eu am așa o, o, o tristețe că toată. La conferințe. Se spune așa, este în mijlocul nostru un frate scump, este în mijlocul nostru un prieten drag, este în mijlocul nostru un slujitor al Domnului și este în mijlocul nostru și un președinte. Și dintr-o dată parcă ți se taie că tu nu intinzi nicio categorie. Nici frate scump, nici slujitor al Domnului, nici, 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 nici. Da. Și noi, fratele Aurel, eu, pentru o vreme suntem. Pentru o vreme. Uh dar suntem împreună. Nu suntem. Suntem împreună. Asta e minunea care face, una dintre minunile pe care face Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Că ne ține, ne ține uniți în ciuda tuturor uh, diferențelor. Așa că vă mulțumesc pentru, pentru uh, bucuria de a mă, mă invita la uh, 10 ani de Wycliffe. Mulțumesc! Poate va fi o surpriză. Vreau să-l chem pe Ierun, Ierun Van Velden în, în, față și să ne arătăm aprecierea față de el și pentru lucrarea pe care a făcut-o timp de mulți ani de zile cu România. Din din de asemenea, vrem să Chimăm bordul lui România, frate Nicu, frate Sami, um, Cristina, dacă este aici, frate Robert. Um, vrem să vă mulțumim pentru slujirea, pentru că ați ținut steagul sus atâta timp. Haideți, haideți, vă rog. <laughs> ați ținut steagul sus atâta timp. Uh, Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru tot uh, investiția, tot sacrificiul pe care îl faceți. <coughs> Mai avem un frate în bordul lui Cliff România, Samileonte, care a avut accident ieri pe drum și n-a reușit să mai ajungă. Ne rugăm ca Domnul să-l întărească. El nu a pățit nimic, mașina a fost afectată, dar apoi a reușit să o, să o repare și a trebuit să se întoarcă înapoi acasă. Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Avem mulți alți frați care au fost implicați în organizarea acestui eveniment. Vreau să mulțumesc echipei de birou, soția Ionuț cu Daniela, cu Ceoan, Tabita Ierun, care s-a implicat foarte mult în organizare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru aceasta. De asemenea, vreau să mulțumesc celor care au slujit prin traducere, prin interpretare, sora Claudia, uh, sora Simina, uh, cei care au slujit pentru surzi, cu, cu interpretarea Dumnezeu să vă binecuvinteze, Jessica, Angela și fratele, am uitat cum îl cheamă, frate Sami, Domnul să vă întărească. Uh, avem și pentru dumneavoastră câte ceva acolo... La sfârșit, vă rog să nu plecați. Vrem să vă binecuvântăm în numele Domnului. Frate Nico, dacă vreți să veniți să încheiați această lucrare, acest eveniment, să vă mai spun că după aceea vă invităm pe toți să luăm masa împreună, tot la fel la restaurant Bonjour, acolo unde am luat. Este pregătit pentru fiecare. Și probabil ar fi frumos să facem și o poză, nu știu, afară pe scări sau aici, unde, unde este mai bine. Vreau și eu, în numele bordului Weekly România, să mulțumesc tuturor celor care ați venit și, prin prezența voastră, ați făcut din această sărbătoare a noastră un eveniment. Așa cum spunea și fratele Virgil, noi n-am venit aici să ne sărbătorim pe noi, ci să sărbătorim pe cel ce este regele nostru. Haideți să ne ridicăm și să-i mulțumim. Să-i mulțumim pentru că a fost cu noi. Doamne, Tată din ceruri, Dumnezeule mare, Doamne, ești minunat. Doamne, ești vrednic de toată lauda. Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim că existi. Îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că l-ai dat pe Fiul Tău ca jerfă mântuitoare pentru noi, Îți mulțumim că Tu continui să lucrezi, Doamne, ca oamenii să fie salvați, ca oamenii să Te cunoască, ca oamenii să Te primească în viața lor. Doamne, Tu ridici lucrători la marele seceriș și ne simțim privilegiați că ne-ai primit și pe noi ca niște robi umili la lucrarea aceasta minunată. Ca Evanghelia ta să ajungă până la marginile Pământului. Căci noi nu ne dorim altceva decât ca Tu să vii cât mai repede la noi. Da, Doamne, te așteptăm! Așteptăm venirea Ta! Credem că venirea Ta este aproape. Îți mulțumesc pentru frații mei, surorile mele, pentru prietenii Evangheliei. Cei prezenți aici, cei care sunt departe pentru misionarii din toate națiunile, Doamne, care își riscă viața pentru ca Evanghelia ta să atingă fiecare suflet de om. Doamne, ne încredințăm pe noi și pe ei, pe brațul tău. Te rugăm, fă din fiecare din noi oameni ai rugăciunii, așa cum se spunea. Tu ești aproape de noi, la o rugăciune distanță. Doamne, fă, -nene, fă, de, fă din noi oameni rugativi, oameni care să stea în genunchi, să vorbească cu tine, să vorbească despre oameni, să vorbească despre cei din casa lor, să-i ceară din mâna ta, Doamne, să le ceară mântuirea sufletelor lor, Doamne să vorbim despre prietenii noștri, despre colegii noștri, despre cei pe care, Doamne, nu-i avem la inimă și vrem să-i fie, să fie aproape de inima noastră. Ajută-ne, Doamne, să ne apropiem inim de inim, oameni de oameni, să ne dorim binele unii altora. Vorbește-ne, Doamne, ne-ai vorbit în aceste zile, Doamne, să plecăm încărcați de aici, încărcați, virusați de virusul acesta al misiunii. Tineri pentru misiune să fim, chiar dacă nu mai avem 20 de ani, 30 de ani, să fim veșnic tineri pentru misiune, veșnic gata să ne dăm viața pentru tine. Ajută-ne, Doamne! Binecuvântează-ne pe toți, binecuvântează bisericile din România, creștinii din România, trezește România pentru tine, Hristoase. Îți mulțumim că ne asculți, o facem pentru că știm că ești aici cu noi, la o rugăciune distanță. Amin.